Timp de 10 zile, romașcanii pot transmite administrației locale propuneri pentru modificarea strategiei de dezvoltare a municipiului pentru perioada 2014-2020. Scopul acestei strategii este acela de a stabili proiectele prioritare de investiții ale municipiului pentru următorul ciclu de programare al Uniunii Europene. Romanul este printre primele orașe din Moldova care dispune de o astfel de strategie. Municipiul Roman se numără astfel printre primele orașe din Moldova care dispune de o strategie de dezvoltare pentru orizontul de timp 2020, ceea ce creează premisele absorbirii unor finanțări nerambursabile superioare celor atrase de municipalitate în intervalul 2007-2013. Menționăm că această preocupare a autorităților locale pentru obținerea de noi finanțări nerambursabile vine în contextul în care, în primii 7 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, Romanul s-a plasat în topul orașelor de România în funcție de volumul fondurilor europene absorbite per locuitor. Deci suntem în top pe fonduri absorbite per locuitor. Elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Roma pentru perioada 2014-2020 s-a făcut pe parcursul a 4 luni de lucru, de muncă. A implicat un proces larg de consultare cu toți autorii de la nivel local. Administrație locală, mediul de afaceri, organizații non-guvernamentale, instituții publice, mass media. Viziunea de dezvoltare a municipiului preconizează transformarea Romanului prin îmbunătățirea infrastructurii urbane de toate tipurile, alături de atragerea de investiții și de crearea de noi locuri de muncă, precum și prin valorificarea potențialului turistic. Dintre proiectele concrete de investiții pregătite de municipalitate pentru perioada 2014-2020, cele mai importante din perspectiva valorii sunt: modernizarea infrastructurii urbane în cartierele Nicolae Bălcescu și Petru Rareș, inclusiv pentru asigurarea accesului lor la rețeaua de drumuri naționale și internaționale. Reabilitarea și modernizarea străzilor Bogdan Dragoș, Republicii, Tineretului, Mihai Viteazu și Smirodava. Amenajarea falezei râului Moldova și a lacului de acumulare ca zonă de promenadă și divertisment. Înființarea unui parc industrial, având 2 zone propuse, Roman Est, Roman Vest, dar și zona chimiei. Dar cele 2 stau în puterea noastră. Reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ din municipiul Roman. Construcția minim 200 de locuințe pentru tineri în regim ANL, dar și prin fonduri proprii. Reabilitarea termică a minim 2000 de apartamente. Extinderea și reabilitarea 30 de kilometri de rețele de apă și apă uzată. Modernizarea și dotarea Spitalului Municipal de Urgență Roman, inclusiv a ambulatorului integrat spitalului. Dar și înființarea unui parc voltaic cu o capacitate de circa 3 MW. Strategia include 9 obiective concretizate prin mai mult de 70 de proiecte de dezvoltare. Acestea vizează inclusiv construirea cetății Mușatine, dezvoltarea unui program de încurajare a firmelor care angajează și recalifică șomeri de lungă durată, modernizarea terenurilor de sport școlare și publice, înființarea unei grădini zoologice, modernizarea ștrandului municipal, reamenajarea zonelor industriale abandonate în vederea utilizării lor, respectiv finalizarea procesului de modernizare a gării. Strategia va fi prezentată spre aprobare Consiliului Local în ședința de pe 27 februarie, în forma sa finală, rezultată după încheierea dezbaterii publice, a cărei durată este de 10 zile.